Mă scuzeți, în baza articolului 16 și alineatul 2, a legii privind administrația publică locală, prin dispoziția numărul 5, din 21 ianuarie, am convocat ședințe extraordinară a Consiliului Județean Hodru. La ședința asta sunt prezenți domnul Donos. Chiamă, te rog, pe Donos. Cât sunteți anul ăla? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de consilieri. Începem cu privirea articolului 19 în legea menționată anterior. Ședința este deliberativă dacă le apar și majoritatea consilierilor aleși. Ce părere sunt privitor la deschiderea ședinței? Începem. Pentru onorarea drapelului orașului Hodru, Republica Moldova și municipiul Chișinău, putem să ridicăm. Vă mulțumesc. Vă rog să vă așezați. Cu portare privind articolul 16, ratul 7 legii Republicii Moldova, numărul 36, din 28-12 și 2006, privind Administrația Publică Locală, este necesar de legi prin vot deschis, cu majoritatea votului consilierului prezent, președinte, pentru că ședinței de astăzi. Ce propunerea este dumneavoastră? Mai sunt ceva propuneri? Cine este candidatura domnului Cancel? Unanim. Președintele nou rău să se ocupă locul pe zi. Comportați cu revedere articolul 20 de lege privind administrația publică locală numărul 436, Consiliul desemnează un consilier care va semna decizia de Consiliul în cazul în care președintele ședinței va afla în posibilitate de a le semna. Ce propunere aveți dumneavoastră? Văd. Cine este prelegătura domnului Gozan în caz dacă președintele ședinței va afla în posibilitate de a le semna decizia de Consiliul? Cine este împotrivă? Cine s-a obținut? Obținut. O dată existență, stimați colegi, mai întâi vă mulțumesc pentru credere acordată. Deci, prin dispoziția primarului, astăzi a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Județean Hodru. Avem în față ordine de zi. Da. Cine pentru deschiderea ședinței de astăzi a Consiliului Județean Hodru poate vota? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Unanim. Stimați colegi, e cazul să abordăm și regulamentul ședinței de astăzi. Avem pe ordine de zi 16 chestiuni. Ce propunere este la durata ședinței de astăzi? O oră. O oră jumătate, las fie cu rezervă, numai bine, da? Cu rezervă. Cine este ca ședința de astăzi să fie pe durată de o oră jumate? Până la orele 17:30. Poftim votați. Durata discursului, fiecare vorbător? 3 minute. 3 minute, da? Cine este pentru 3 minute durata vorbirii? Cine este împotrivă? S-a obținut? Deci, stimați colegi, trecem la ordine de zi. Vă rog frumos să vă expuneți asupra ordine de zi. Sunt modificări, completări. Eu am propunere. Da, vă rog. Ca să terminăm odată cu speculația care se bântuie în orașul Hodru, cred că cineva, toți ați fost cunoștință cu scrisoarea care este distribuită în orașul Hodru. Eu propun
un proiect de decizie cu privire la atribuirea, la aprobarea listei bunurilor proprietatea APLE, nepasibile de privatizare, cu statutul spațiile verzi în folosință generală. Și eu mă refer la următoarele spații verzi. Din strada Grenoble, strada Costujet, parcul public, cu suprafață de 5,6 hectare. Strada Grenoble 136, pădurii parc, suprafață de 5,5 hectare. Strada Grenoble 136, pădurii parc, suprafață 2,63 hectare. Și strada Grenoble 136, pădurii parc, cu suprafață de 7,03 hectare. Eu vă rog, nu toate fracțiunile sunt. Care interesează să citească scrisorile, eu cred că vă dați seama. Nu, vă rog frumos. Da, proiect de decizie, da, putem. Nu poate interesează. Eu propun să fie scoasă din ordine de zi întrebarea 1.14. 1.15. Eu propun să vreau să motivez problemele, pentru că să le motivez în felul următor ca să fie înțeles pentru toți consilierii. S-au manipulat de mai mult timp câteva întrebările respective. Ele s-au copt, îs gata. Mulți din consilieri care stau în sală, ei cunosc întrebările. Parcurs care a fost. Mulți erau contra, dar amui au apărut probleme că sunt de acord. De atât eu cred că e prea matur că la moment întrebările dați să fie preculcate. Pentru că consecințele să fie grave. Deci, după vedere, dumneavoastră propuneți excluderea? 15-16. 15-16. Mai sunt propuneri? Păi nu 14, dar 15. 15-16. Da, da, da. Te repet, 15-16. Da, da, eu, da, eu am o urmă. Nu merge la... Stimați colegi, mai sunt modificări vis-a-vis de ordine de zi? Propuneți? Stimați colegi, stimați colegi, deci propun, stimați colegi, propun excluderea chestiunii sub numărul 1.13, deoarece nu are avizul comisiei juridice. 1.13, doamna Nina. 1.13. La discuții. Da, da. Discuții s-au pus. La comisie juridică s-a discutat cu totul alte chestiuni. Am proces de bagă comisie juridică și... Care e 1.13. E merg toate în bloc, toate trei. Nu, mă gândesc. Deci, stimați colegi, supun votului... Caliconic, Traianu și... Și 1.13. У меня только единственное сомнение. Вот я, конечно, эти вопросы, вы знаете, как я к ним отношусь давным-давно, неоднократно говорила по этим вопросам по Каликонису и по Троянну, о том, что у нас хотят забрать эту землю. И мое мнение остается прежним, что его нельзя никак это выполнить, то, что они требуют у нас. Но я прочитала в решении суда, от это самое, где они мотивируют тем еще, что оказывается наше нарушение, что мы сняли с рассмотрения, с повестки дня, и вот на этом основании, понимаете, вот господин, вот здесь написано, что в процессе участвовал господин Канищев, и он подтвердил, что действительно было снято с повестки дня, и за это нас суд, понимаете, опять нас же наказывают. Понимаете, они опять говорят, что мы не имели права снимать повестки дня, раз есть решение суда, и мы должны его исполнить, мы должны его рассмотреть. Это не всегда. Мы рассмотрели 3 декабря, есть еще одно решение суда.
суда по поводу Трояна. И там опять они нас обвиняют в том, что мы сняли с повестки дня и не рассмотрели. То есть мы обязаны были это рассмотреть, чтобы нас опять мы не получили тот же бумеранг. У нас мнение, по-моему, всех единое в этом вопросе. Я думаю, что если мы опять выскажемся по этому вопросу, чтобы не получилось, что мы сняли и опять ушли в сторону от решения этого вопроса. По-моему, я думаю, что его надо рассматривать этот вопрос и опять высказаться так, как мы считаем нужным. По поводу того, что у нас хотят отобрать эту землю незаконно, мы считаем, и у нас уже есть это самое, в принципе, господин примат прекрасно знает, и он тоже это самое, я думаю, что он не за то, чтобы забрали стадион в городе Кодру, 2 гектара земли забрать за копейки и нас оставить без стадиона. И это самое, то, что мы уже придавали статус. Я думаю, что для того, чтобы мы не были опять судом обвинены в том, что мы не рассмотрели, оставить в повестке дня, рассмотреть и опять принять свое же решение, как мы считаем нужным. Фракционная партия Дельдара в Сусцине пропонирует. Ну, Дельдар Масов, ну, я садись кипит. Да, спать. Добро. Вполне, да. Дело в том, что мы дело в том, что они поставили даже и рассмотреть и опять принять решение, как мы считаем нужным, высказаться по этому вопросу, не уходить в сторону, мы не рассматриваем, мы нарушаем. Икла, давно видно. Deci, stimați colegi, toate completările, modificările care le-ați propus, le supun votului. Supun votului propunerea de mesunătate de către domnul Roșca, privind proiect decizii privind aprobarea listei bunei proprietate a pentru publice locale, nepasibile de privatizare cu statut spații vieți de folosință generală. Cine este pentru asta ca să includă în ordine zi? Poftim, vă dați. Cine este împotrivă? Abținut? Unanim. Deci, supun votului propunerea înaintată de către domnul Poparșa privind excluderea de chestiunii numărul 15 și 16. Cine este pentru propunerea dată, putem vota. La parte puneți-l la vot. Ce puneți în... Ce să parte? Ce să parte? Ce să parte? Ce să parte? Nu, la parte este în complex. Puteți să-i puneți la parte. Ce să parte? Ce să parte? Ce să parte? Cine este contra? Abținut? Cine este contra excluderii din ordine de zi a chestiunii sub numărul 15-16? Cine s-a abținut? Abțineri? Задавайте правильно, пожалуйста. Стимат колеги, ам супус вотулы пропунеря домной попарся привин эксклюдеря дипломатия дезы а кестюни 15-16. Domnul Căniște, domnul Calin, dumneavoastră nu și-o retras. Nu să nu vorbiți dumneavoastră. Supun votului propunerea dumneavoastră. Privind excluderea din ordine Z, chestiunii sub numărul 15-16. Cine este pentru excludere? Cine este contra? Cine s-a abținut? Deci, se menține ordine Z. Stimați colegi, supun votului excluderea chestiunii sub numărul 1-13 din ordine Z. Cine este pentru excludere din ordine Z? Poftim votați. 1-13. Contra?
Contra? Abținut? Deci, stimați colegi, da. Stimați colegi, ordine de zi o avem în față. Deci, supun votului ordine de zi cu modificările făcute. Cine este pentru ordine de zi, poftim votați. Unanim. Împotrivă? Abținut? Stimați colegi, procedem la ordine de zi. Deci, chestiune sub numărul 1-1, raportor, doamna Barano Victoria. Poftim. Купирилова сервис за интерпретация лотова Дитерена Филинткаси Белов Крюш Патикуали, Дин Скрады, Извайдов Шайда Шапки, Дамни и Татьяна Кальц. Întrebări. Stimați colegi, întrebări completări? Cine este pentru proiect decizie 1-1? Poftim votați. Împotrivă? Abținut? Proiect decizie 1-2. Купирила Эстринага Лотова Дитеренда Филинткаси Дело Куит Патикуали Динскада Скинался Дело Суда Тезышаса Домного Василия Зашевского. Стимат колледж, интребер. А коло тотал нумер патрусов. Да, да. Нумер патрусов, да. Чини есть пет фейтл дат, по тем водас. Эмпотрива, абсенут. Проекту децизии 1-3. Купривинула их принадлежала от Лудителена, Филинткаси Белобыт Патикулали, единство дело Прима Малоканилы, Уну, Дамни и Анна Кельма. Интребет. Да, Дона Колесникова. Ну, 126 метри, ну и так уж симплу, в проекте Дичизи, пункт 1, треба де скимбата, я чего совели, кого грешит. Треба сначала скимбата. Да, это дело Прима Малоканилы. Ну, где скимна садял, дорог. Упротим, Мамич? Да. Костим? Deci, stimați colegi, supun votului proiect de decizie cu modificările propuse de doamna Colesnic. Cine este pentru, poftim votați. Împotrivă? Abținut? Unai. Proiect de decizie 1-4. Cu privire la schimbare destinației locului locului cu apartamentul 1 și apartamentul 2 din sală cu stijan 7-7 în casă de locuit particulare. Adică se schimbă numai statutul de apartament în casă de locuit. Deci am o întrebare. Da, vă rog. Chiar și o propunere. În cazul când schimbăm destinația, iar știm teritoriul și poate fi. La dânsă e teren privatizat 6 ani, da. Din anul 2009. La dânsul la cine? După regulament, noi știm că fiecare persoană are de la 4 la 7 sute drepturi. Și în caz că este 2, în caz că este 2, să ceară 1, 4, 6, 4. Asta de numai 3 în casă de locuit, să de numai 6 ani. Tu îi mă spunea cod parte. A cod aparte, să fie așa, impus ca cod parte. Mă, dar acolo n-a unde mai departe, pur și simplu. Să mă spuneți, mai sunt întrebări? Nu, nu. Azi, în pat? Nu. Cum a făcut și domnul Manu? Acolo n-am. Unde ajunge el? Stimați colegi? 30 de metri și-a luat 7 ari în pat. Nu, l-am spus acolo, știți. Mai sunt întrebări? Supun votului. Cine este pentru proiectul decizii 1-4? Poate învătați. Împotrivă? Abțineri? Unanim. Chestiunea? 1-5. Proiect decizie 1-5. Vă rog frumos. Cu privire la înstrăinare lotul Dietilena, Filinkasi Dilucât Particulare, din sada Sfântul Ioan 27, doamne Claru Ghea Ignatieva. Adică se înstrăinează clientul cu suprafață 85 metri. Întrebări la proiectul dat?
La comisie noi am hotărât să facem un proiect ceva, să vedem cumva să acordăm terenul ăsta la categorie 4, să-l vindem. Adică să scoatem cât mai mult bani posibil pentru primărie. De ce e răsit nevoie întors la comisie și de termina asta nou proiectul? Mai sunt întrebări la proiectul dat? Să spunem votul. La vot. Deci, cine este pentru proiectul dat cu propunerea domnului Gozin? Propunerea primăriei. Da. Deci, proiect decizie înaintat decât primăriei. Ok, votă. Propunerea, pur și simplu am spus. Deci cine este pentru proiectul de decizie 1/5 propus de către primărie? Poftim votat. Împotrivă? Abținut? Unanim. Da. Deci, stimați colegi, proiectul de decizie este reîntors în comisia de specialitate. Da, și proiectul 1.6, 1.7 la fel. Aceste poate. Stimați colegi, supun votul pre decizie 1/6. Doamna Baran, puteți? E tot aceeași. E tot aceeași? Tot separat. Domn Gozin, e... Aceeași. Deci, stimați colegi, supun votului pre decizie 1/6. Cine este pentru? Împotrivă? Abținu? Deci, proiectul 1/6 este reîntors la fel în comisia de specialitate. 1/7. Pre decizie 1/7. La următoare. La asta? La 7. La 7. Da, vă rog, domn Calin. Care e sensul să-l dăm înapoi în comisie dacă e vorba de schimbat procentul, ori statutul? Ori... Noi nu da? Trebuie avizul comisiei. Este prietul. Nu, dar noi avem analize în comisie. Acum, dacă schimbăm, noi putem discuta într-un loc și... La juristică? Nu. Nu. Nu, la... Nu, dar pune, este un aviz. Eu trebuie prin... Dar pe-ați spus că ați ridicat întrebarea. Facem un proiect. Vrem să facem. Deci, nu a reușit. Stimați colegi, mai sunt întrebări la proiectul dat? Nu. Cine este pentru proiectul dat? Poftim, vă dați. Împotrivă? Abțineri? Proiectul 1/7 este reîntors pentru examinare în comisie de specialitate. Păi decizie 1/8. Cu privire la aprobarea de legii și bune de proprietate din stat publice locale nepasibile de privatizare. Și în listă este terenurile de joacă, o să fie registrat după primărie, și terenurile aferente clădirii primăriei, școlii, gimnaziul și grădinițe. Întrebări? Da, vă rog, domn Roșca. Mie mă interesează în strada Busuiocul numărul 2. Merge vorba de terenul ăsta care a fost în comisie? Da. Pentru care s-a instalat teren joc. Care s-a amenajat, da? Da. Vine da. Mă spus. Și modifică punctul 2, o să fie o formă tot cu fix. Se aprobă planurile geometrice a terenurilor din anexă, cu înregistrare ulterioară în registrul bunurilor imobile, adecu de proprietate după din stat public local. Întrebări? Da, poate. Domn Gozin. Nu văd de ce cu arenda. Poate să includem și să nu fie posibil dată în arendă. Știm ce se face după arenda pe contract de deci nu se permite, nu se permite terenurile de joacă sau sportive date în arendă. Deci sunt pentru cetățenii orașului Codru, pentru locuitorii orașului Codru și acolo nu poți să-i dai în arendă. Asta sunt construite de banii primăriei. E banii Consiliului și de aceea nu se permite în arendă. Proprietatea din stat asta e, de asta și se întărește. Mai sunt întrebări de proiectul dat, vă rog? Supun votul pe decizie 1/8. Cine este pe proiectul dat, poți să vă dați? Unanim. Împotrivă? Abține? Predecizie 1/9, raportor, domnul Donos, secretarul Consiliului. Privind la schimbarea destinației garajului din strada Schinoasa de Alcea, 51, fracțiuri, Codru, magazin alimentar. Întrebarea în cauza trecută la comisia juridică, sunt avizurile instanțelor de abilitate, plus sunt și acordul vecinilor. Stimați colegi, întrebări la proiectul dat. Domn Diacob.
Sunt lipit, ies aviz. Da, sunt avizul de la centru vecinului directivă, sunt avizul de la pompier. Plus sunt și acordul la vecinului. El de mult funcționează, de care merge vorba? Acolo de el, de care când asta pe stânga, de el că nu funcționează. Nu funcționează. Mai sunt întrebări de vreodată? Nu. Supun votul. Cine este pentru vreodată, dat, poftim votați. Împotrivă? Abțineri? Pentru decizie 1/10. Privind la modificarea contractului de închiriere a apartamentului numărului 17 de Demisol din strada Costujen 3, fracție 12, doamnei Gamariana și eliberarea bunurilor partiției. Întrebări la proiectul dat? Întrebarea în cauză la comisia juridică este aviz pozitiv, sunt demersul din partea organizației sindicale sau este demersul din partea institutului administrației sau de psihiatrie. Să supun votul proiectul respectiv 1/10. Cine este pentru proiectul dat, poftim votați. Împotrivă? Abținut? Unanim. Privind la examinarea notificării la AOP-4 Birou Chișinău, Cancelarea de Stat, numărul 550, vers, fracție 12 din 10-a 12-a 2012, privind anulare decizii Consiliului Județean Codru 725/18-a 10-a 2012, privind anulare dispoziției primarului numărul 32 din 706-2010, cu privire la notificarea ordinii de partiție asupra apartamentului numărul 36 din strada Costujeniu, fracție 2, cetățeanul Șahi Rezanov Alexandru și a bunului partiției numărul 65-18-6-2010, liberat de cetățeanul și eliberat cetățeanul Șahi Rezanov Alexandru. Întrebare în cauză, primit notificare din partea cancelară de motivul că dispoziția în cauză trebuie să fie anulată numai prin dispoziția primarului, nu prin decizia Consiliului. Motivul care a fost înaintat la ședința Consiliului această decizie, referitor la bunul de repartiție, se liberează numai de către... se liberează în baza decizii Consiliului Rășinescu. În baza decizii Consiliului. Stimați colegi, întrebări la proiectul dat? Deci primarul trebuie să nu lezi dispoziție. De cauza dată este... Da, susține. Mai sunt întrebări? Supun votul proiect decizii 1/11. Cine este pentru proiect dat, poftim votați. Împotrivă? Abțineri? În fracție 12. Cu privire la modificarea deciziei numărul 620 din 24.08.2012 și a deciziei nouă fracție 12 din 11.12.2012 prin modificarea punctelor 1.2, aneatul 2, 1.3, punctul 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1 din statutul întreprinderii municipale gestiunea fondului locativ, codul prestării servicii. Dacă aduceți aminte la ședința anterioară, eu am anotat un proiect de decizie de motivul confruntării anumitor cerințe al Camerei de Înștiințări din 60 țări privind statutul. Acum, întrebarea în cauză a trecut prin comisia juridică și aveți proiectul dat în față. Stimați colegi, vis-a-vis de proiectul dat, am o propunere de a modifica punctul 4.4.5 și propun să aibă următoarea. Managerul să fie angajat și liberat în funcție de către primarul orașului Codru în baza dispoziției. De asemenea, în funcție se legalizează baza unui contract individual de muncă. Deci propun să fie modificat punctul dat. Dar nu este în redacție. Deci, punctul 4.4.5 să fie modificat prin următoarele. Managerul să fie angajat și eliberat în funcție de către primarul orașului Codru în baza dispoziției. De asemenea, în funcție se legalizează în baza unui contract individual de muncă. Contract legislației, adică conform legislației muncii. Eu aș spune așa, noi deja de vreo jumătate de an vorbim de întreprinderea asta. Deja am schimbat și așa, și așa, și nu știu cum, dar lucrul încă nu s-a început. Deja nu mai are importanță cine e angajat, cine e... Principalul să facem treaba. Să meargă, să fac curat, să fac... Așa că dați să facem dată. Cât jumătate de an vorbim, dar tot pe loc și pe loc.
S-a sudat, să hotărâm și să terminăm. Deci, estimați colegi, modificarea este oportună deoarece primarul alege candidatura potrivită. Primarul controlează lucrul, gestionarea și mai departe. Ești normal dumnealui să dispună cât primirea, cât și eliberarea managerului întreprinderii. La vot. Dacă gândiți, stimați colegi, propunerea Lucanișului, noi am ascultat-o, dar dărăgânare cu lucru care este stopat în localitate, când avem întreprindere care să gestioneze, să facă regulă în localitate, este birocrație palate, ca palate de înregistrări. La comisia juridică, domnul Victor s-a menționat că deoarece Consiliul administrează proprietatea orașului Codru, anume el să numea, primarul să numească, dar să angajeze Consiliul și tot Consiliul să-l dimită. Eu nu văd nicio problemă aici. Să fie discuții la candidaturi. Noi am acceptat candidatura care a fost înaintată, dar procedura de numire și de scoate, atribuiți-o Consiliul. Conform proiectului, avizului Comisiei Juridice. Noi în comisie votăm într-un fel, în Consiliu se primește să ne contrazică. Este avizul comisiei respective. Stimați colegi, deci mai întâi de toate să supun proiect decizie înaintat de către primărie și apoi cu modificări respective. Da. Cine este pentru proiectul înaintat de primărie? Poftim votat. Stimați colegi, domnul președinte, dumneavoastră formulați corect. Deci eu formulez încă o dată. Eu am venit cu propunerea de a modifica articolul 445. Dar mai întâi propun proiectul decizii înaintat de primărie în care este stipulat că managerul este întărit și eliberat cât Consiliul. După aia propun votului, dacă e pe caz, propunerea ca managerul să fie primit și eliberat de către primar. Dar el a fost doar votat în vară, spune-mi. Acum trebuie să abrogăm decizia dată. Deci, nu e tăniște asta la care nu i-am luat în votare. Comentează, domnul cetățean. A fost prima întrebare, prima problemă care s-a împiedicat întreprinderea gestiunii fondului locativ din cauza denumirii, că această denumire care a fost dată anterior, a fost, deja era existentă. La momentul în cauză să modificările care sunt propuse la, pe ordin la ziua astăzi, la ședința, din cauză, ședința de astăzi, sunt de motivul că o bună parte din puncturile care sunt menționate deja sunt aduse într-o ordine cum cere Camera de Înregistrare. Și anume, ce își ține de punctul 1, referitor la forma organizatorului juridică, ce își ține la următoarele genul de activitate, ce își ține la adresa corectă, plus denumirea completă, plus managerul care este punctul 445, care se confrunta cu punctul 448, care la comisie se hotărâs punctul 448 de exclus, deja au rămas numai punctul 445 de întărit. Asta e. Domnul Caniciu deja a propus o altă modificare a punctului 445. Acum, la moment, s-a votat propunerea înaintată deci, de către... Stimați colegi, deci lămurirea a fost spusă. Vă rog frumos, propun votului proiectul decizii 1/20 propus de primărie. Fără modificări. Fără modificări. Cine este pentru prezentat? S-a votat fără modificări, votat. S-a anunțat și numărul 17 oameni s-au votat. S-a fost anunțat. S-a făcut în procedură, nu a fost clarificat. Nu a fost... Redacție. Stimați colegi, deci cine... Eu n-am luat. Șapte. Stimați colegi, vă rog frumos. Mai votăm o dată proiect decizii 1/20. Cine este pentru poftim votat? Bine, rămâne așa cum a fost 17 voturi. Cine împotrivă? Cine împotrivă? Nu sunt împotrivă. Abțineri? 17 pentru. Băsați care vor care Bine.
Da, trebuie să mă votați, să mă votați, să mă pun. Prin spate care? Nu mai pune, nu are rost, să zic, pune-l. Da, nu are rost. Nu are rost, gata, lăsăm așa. Bine. Trecem mai departe. Stimați colegi, proiect de decizie 1/13 a fost exclus. Proiect de decizie 1/14. Проверила экземпляры хоторинич хоторинли Григорополь номер 3 ЧАО 129 фракция 11 104 01 2012. А комиссия на прибаре кауза трекут, и каре са хоторили для прекратить проектом каузы. Я страйна Дона Чекан Вера, лото департамент Suprafață de 14,25, ceea ce constituie 73,37% din suprafață totală de 23,25%. În bază, în conformitate cu hotărârea judecătorii Gregoropul numărul 3 CA 129 menționată de către hotărârea Curții Supreme de Justiție. Cine spune ce este rău? Este domnul Gazac, care a fost în instanță judecată. Noi am prezentat ambele, toate trei hotărâri, hotărârea primei instanțe, hotărârea Curții de Apel și hotărârea Curții Supreme de Justiție. Eu rămas, la comisia funcțională, de ce n-ai invitat juristul? În fine, dumneavoastră ne-a tratat în felul următor, că ea suntem impuși în situația, suntem obligați sau cel puțin pierdem iarăși un period. Dar aceea este problemă. Executarea hotărârii judecătorești. Noi am exclus din ordinea de zi două sau câte trei. Deci, probabil că n-am ținut cont să o excludem, dar la vot cred că nu e sens să o punem. Aceea este problemă. Stimați colegi, dacă îmi permiteți, îi dăm cuvânt domnului jurist Ruslan Cazac pentru a comenta proiectul dat. Noi am parcurs toate căile de atac, Curtea Supremă de Justiție s-a expus, a menținut. Acum avem perioadă când noi putem să o executăm bine bun. Executarea selită încă nu s-a început. Respectiv, dumneavoastră poate bine cunoașteți cu cauza cu Prisacara. Nu ați votat-o pe urmă executor judecătoresc, încasat o sumă enormă pentru executarea selită. Deci propunerea este de a vota pentru că este o hotărâre irevocabilă care urmează a fi executată. Doar atât. Acum noi singuri putem să votăm ca să nu avem în viitor niște cheltuieli suplimentare și țin de executarea civilă potrivită. Domn Gazac, căi legale de atac nu avem? Să nu și de vizuire, în fapt. Tot absolut. Nu avem, da? Toate căi. Întrebai, vă rog, la... Da, eu vreau la întrebare de la spronunță fracțiunea comuniștilor. Ha? Fracțiunea comuniștilor poate să pronunța la întrebare, da. Nu mi-am pronunțat, eu iară știu ce tot a spus ce a fost și atunci. Iară noi cuiva era 20 de sote și cineva rămâne și fără 4 care de trebuie. Și ea dar trebuie să cine e mai tare și cine poate și are carale, cel s-a duce la judecată și știgă judecată. Cum ești în situația dată? Mai mult nu pot spune nimic. Dar cum ești în situația dată? Domnul Gurgen, vreau să răspundeți pe dumneavoastră. Nu dați întrebări aici, nu sunteți la... Nu, pentru dumneavoastră s-a spus... Păi, domnule, cum se vede pe dumneavoastră? Întrebări la proiectul dat mai sunt? Pentru mine, cum spune cineva? Domn Vislav, întrebări... Deci, eu am aflut dumneavoastră și cred. Stimați colegi... Păi, fiecare are părere, vă rog, aveți părere. Domn Marie, vă rog frumos, părere de bine. Mai sunt întrebări la proiectul dat? Da, domnule, vreau să-mi spuneți, domnule, 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 cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Solidar. Checă și rejenie. Da, dar noi suntem oameni sate și câștigăm noi până pe țelea. Și scotăreți. Stimați colegi, proiectul 1/15, vă rog frumos. Privire la executarea hotărârii Curții de Apel 59, numărul 3, R225, fracție 8-30-09-2008. Este vorba de somația executorului jucăresc Vladimir Bezidie, care a parvenit la 28-12-2012 și care a fost discutat în ședința Comisiei Juridice.
care comisie în cauza hotărârii de pregătit proiectul dat și de a fi examinat la Consiliu. Totodată vă duc la cunoștință cum mai este în consumație. Pot să vă dau citire referitor la întrebarea în cauză. Ultima sumație care acum am primit-o este sumația domnului executor judecătoresc PSD Vladimir. Sumație. A 28.12.2013 în adresa primăriei Școtra a fost expediată sumația la care nu am primit niciun răspuns, din care caz se solicită PET. A expediat în adresa biroului executorului judecătoresc Vladimir PSD răspunsul sumației, executarea în tocmai documentul executorului prin care se obligă debitorul Consiliului Rășinez Scotru să adopte decizie privind înstrăinarea terenului cu destinație agricolă cu suprafața de 13.374 hectare, număr cadastral 01-31-26-09-29 la preț normativ al pământului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, întreprinderii SRL Caliconic cu obligarea primăriei orașului Codru de a semna contractul de vânzare, cumpărare, terenul nominalizat. Se aduce la cunoștință consilierul că la 14.01.2013 prin hotărârea numărul 12.261 fracție 2012 emis de jucătorie Rășcani Chișinău s-a hotărât. Se consideră încălcarea dreptului la executare în termen rezonabil a hotărârii curții de apel Chișinău din 30 septembrie 2008, cauza numărul 3R225, fracție 8, privind obligarea Consiliului Rășinez Codru să adopte decizie despre înstrăinarea terenului cu destinație agricolă confruntat cu legislația în vigoare în SRL Caliconex și semnarea contractului de vânzare cumpărare terenului. Se casează din contul bugetului de stat prin intermediul Ministerului Finanțe beneficiul reclamatului SRL Caliconex suma de 20.000 lei cu titlul prejudiciu moral. Potrivit articolul 87, legii numărul 87, articolul 2, alineatul 5. După repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecat în termen rezonabil la cauze sau dreptului de sală. În termen rezonabil la hotărârii și cuprins, statul are dreptul de regres față de persoana vinovată. Informația urmează a fi expediată în adresa biroului executorului judecătoresc Vladimir Bezidie, strada Ion Treagă, 39, Cip Chișinău. Stimați colegi, dacă permiteți, domn Zoris, domn Cazacu, vă rog frumos, comentați din partea juridică care e situația cu proiectul dat. De ce e situația? De ce se ridicată? De ce se ridicată? Care urmează să fie executată? Stimați domnule președinte, eu am așa câteva întrebări care să fie claritate, trebuie să spunem totuși punct. De câte ori am pus întrebarea dată la ședința Consiliului? Timp de la ființarea Consiliului, până acum. Nu-i ședință când nu a fost pusă întrebarea dată. Și dacă luăm legalitatea întrebării, domnule jurist, la Bulcani, către Bulcani, care e hotărârea pe cazul dat? Ce-a fost hotărârea? Bulcani, întrebăm. Care e hotărârea? A fost lăsat dosarul. De baza dosarul respectiv, a fost expediat dosarul, dar la Curtea de Apel a fost expediat pentru recurs. La Curtea de Apel e clasat și trebuie să iar la Bulgari. La moment, el se află în litigiu. Care e dreptul moral, dumneavoastră, spuneți întrebarea dată la ședință? Domnul Barșe, de atât și i-am dat cuvântul unui jurist. Nu cunoaște, nu poate să dai răspund. Nu poate să dai răspund că el tace. Pentru că tace trece. Că el știe că nu poate, n-are și vorbi. Da, domn primar, are ceva de comentat. Chiar bine vinită presa astăzi la noi la ședință. Deci, domnul Popartea, sunteți jurist, fost colonel și trebuie să știți că orice somație, orice decizie a executorului judecătoresc, primarul e obligat să o pună ordine de zi. Dați-mi voi, vă rog, dumneavoastră atacați juristul care nu aveți dreptul. Dumneavoastră nu știți legea. Deci mă obligă să o pun în ordine de zi orice somație și eu asta și-o fac. Și pune Consiliul, prin chestiunile date, îi pune pe ei ca să votează. Ei obligă și pe ei. Deci dumneavoastră chemați presa aici să arătați că sunteți buni. Deci trebuie să arătați că judecătorii, ce fac judecătorii sau executorii și nu consilierii sau primarul. De ce dumneavoastră faceți show aici? Faceți show. Deci, nu în eroare mă duce. Este somația care e pierdută. Chestiunea dată e pierdută de mult. De ce aia? Dumneavoastră, deci, este o chestiune. Poftim? Nu e. Este. Eu vă răspund că toate executorile, somațiile, noi suntem datori să le punem ordine de zi, să le discutăm. Înțelegi sau nu? Vă mulțumesc.
Dacă ne liniați și hotărârea. Doamna Nina, vă rog frumos, domn jurist. Care este revocabil? Nici nu lucram. Păi 2008 nici nu eram noi consilieri. O clipă, dați-mi voi, eu să răspund, că m-ați ponigrit aici în față la toată. Păi, eu să dați răspuns. Păi, eu să vă dau răspuns, dar dumneavoastră la ședință viitoare, vă rog să cereți scuze. Sunt asta, nu eu să bine, a să vă cereți scuze. Eu vă explic. Au fost casate hotărârea instanței judecătorești, prin care s-a schimbat modul de executare a hotărârii care deja au intrat în vigoare. A ce au fost casate? Dar asta de bază e în vigoare și până în prezent și nu este executată. Și acum spune la discuție, executarea hotărârii... Din 2008, da? Din 2008. Și acum cine rămâne? Juristul în competență sau dumneavoastră nu ați fost la curent cu problema? 3 ani termen. Dar ce să stau eu dacă? Dacă din 2008, noi am vorbit de întrebare respectivă, noi am vorbit la... Eu o dată repet, noi am vorbit cu întrebare respectivă, am vorbit la câte ședințe consiliului. Domnul Babase, vă rog frumos, ne-am exclus la debat. Noastră, vă rog frumos, Călmasă, pentru că nu mă dezbate. Domnul Valeriu, să-i spun... Primărie este obligat să o pui de câte ori este necesar la ordine de zi. Doamna Colescă, vă rog frumos. Nu se pune pur și simplu că noi le strângem aici. Mă dau înțeles că sunt, cum spun rușii, podvodne ticeni. Eu știu să le declară aici, sau ce? Declarație. Declarăm altă parte să-i declarăm. Doamna Colescă, vă rog. В соответствии с законодательством, да, примар обязан, каждый раз, когда есть решение суда или есть санкция, он обязан ставить это на повестку дня. Это действительно так, хотим мы этого или не хотим. Сегодня есть опять, нас опять запугивает господин президент и обязывает нас, суд обязывает, понимаете, здесь опять получается непонятная вещь. Как могут меня, консильера, обязать голосовать за, против или воздержаться? Это мое право. Каждый раз суд нас обязывает продать землю. Здесь он опять нас обязывает продать 14 гектаров земли за копейки кому-то. Сейчас это там конкретно уже столько времени. Действительно, господин Попарчо прав, что каждый раз мы начинаем с поликоникса. Это не первый раз у нас, но нас обязывают. И опять нам угрожает, господин Безидел, сейчас зачитали опять, что опять сомация и прочее, что мы будем наказаны за то, что мы не проголосовали за решение суда. Как я могу голосовать за решение суда? Меня не поймут избиратели и жители города Кодру, что мы отдали пресс-норматив, огромный кусок земли, 14 гектаров земли, за копейки отдали. Никто не поймет, если я проголосую за. Никто это самое не по назначению используется. Как я могу голосовать за это? Скажите, пожалуйста. Точно так же получается, и у нас следующий вопрос, то же самое у нас получается и с Трояном. Нас тоже обязывают голосовать опять по решению суда. Понимаете, голосуйте. Зачем тогда нам нужен консилиум? Зачем мы тогда должны здесь находиться? Понимаете, здесь какая-то непонятная вещь, что происходит. Поэтому я считаю, что опять мы поступим, наверное, точно так же, как поступали и в прошлые разы. Мы опять не будем голосовать за это, то есть мы покинем зал для того, чтобы нас не привлекли к ответственности. С протестами на юридической комиссии было принято решение о том, чтобы обратиться в прокуратуру, в высший совет магистратуры и, в принципе, даже то это самое, к президенту обратиться дальше уже на место. С сегодняшнего дня есть какое-то обращение? Домный Бабаш, если мы на суд. Дом Рожковар. Eu vreau să vă spun un lucru. În primul rând, noi am protestat, dacă cineva țineți minte, în afară de comuniști. Noi am protestat în fața prezenței. Cine n-a fost? Vă rog frumos! Stimați colegi, vă rog frumos, liniște. Să stimă față. Președinte, președinte, Partidul Liberal. Că noi nu susținem nici proiectul Traian, nici proiectul Caliconis. Ca să fie clar.
Alexandru. Domnul Roșca, nu v-am întrebat. La data de 22 ianuarie, zile trecute, a fost convocat ședința Comisiei Juridice. Din păcate, nu toți reprezentanții au participat a fracțiunilor, dar cei care au participat au dat nume, dată viitoare, cei ne-au interesat. A făcut așa un punct, în ceea ce privește, să sesizăm Procuratura, Președinte Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii. Știm că va fi sors de izbândă. Cazul cu 5,5 de hectare americani. Am reușit, am întors pământ. Им не нравится пассивитета, это ворбили, есть аминенцерли, диферити, дирижет, депарель, инициатив, и че еще привести, сустыни проекты линкаузу. Да, это со схема парели, что мы видим. Шварти биники есть масс-медиа, с медиатизезы, че все окупы жудикатори на заводе аз. И паре рыбы, че не вакуати фаворизазы. Ну, врёв, свин, кун вину ир персонали. Так хайте с ним мобилизем, с интуарчим пământу. Nu suntem noi așa de darni și la copii și să împrăștiem pământului care ne-a mai rămas. Asta e ce am văzut. Domn Deacă, vă rog. Если мы заговорили о судебных решениях, у меня есть тоже конкретные данные. Мы знаем прекрасно, сегодня идут рейдерские атаки. К сожалению, у нас канцелярия есть, которая участвует в рейдерских атаках и завладели уже на сегодняшний день землями в городе Кодрово. Есть документально, я думаю, сейчас наши коллеги сдадут и конкретно скажут. На жен, на знакомых и так далее. Я прошу высказаться всех. Дон Урсов, пожалуйста. Орден аддицизма. Вот думал. Какой орден аддицизма? Я на декларации. Хочу сюда учтить. Фракционер полетний медиан кадр, консул Раши Кодру. Один мотив. Când în marate ore a participat și la diferite proteste, și la ședință judecată, și a atacat în timpul ședințelor de judecată, a participat și ne-a expus întotdeauna împotriva scănării stadionului și a oricare alt teren din intravilanul orașului Codru. Dar judecătorii niciodată nu au luat în considerație poziția consilierilor pe lediu orașului Codru. Noi am atacat în toate instanțele posibile și, până la urmă, oricum am văzut care sunt rezultate. Anume, din aceste considerente, noi suntem potriva acestor hotărâri cu întrebările cu numărul 15-16 din ordine de zi și noi nu votăm aceste hotărâri. Nu susținem. Nu susținem. Stimați colegi, domn Codica, domnule, deja, cine mai e... Domn Gozin. Vreau să spun, priveți la anunțul ăsta, că persoanele care au venit, l-au citit, dacă au venit. Da. Dacă ai scrie, că 12 consilieri, fracțiunea pe legi, pe edemie, parcă s-a calculat, suntem toți somați în anunțul ăsta, se spune că noi luăm bani și dăm stadion. Cum? Și nu știu cine a scris, dacă eu personal am fost la 7 judecăți cu stadionul Traian. Și am mai stat și m-am zbătut ca să nu i-al dăm. Și la trei colegi. Dar deja știm cu ce s-a terminat. Provocație. E provocare. Vino ne-ar interesa din care parte vine provocația asta. Cred că nu cetățenii o scris. Am luat act. Stimați colegi, supun votului pro decizie 1/15. Cine este pentru proiectul dat, poftim votați. Cine este contra? Cine s-a abținut? Voi ați dreptul să vă abțineți. E tot aceeași. La ce bun să ieșiți din sală. Vă abțineți, e tot aceeași. Rezultatele sunt aceleași. Dacă îmi dați voie. Noi amendezăm. Mie m-ar interesa un lucru, că văd să în sală și cetățenii, cât noi am putea să ne opunem. Lasă să dea să tălmășească domnul jurist. Noi acum ne opunem. Ne opunem un an, doi, trei, cât la infinit noi nu putem să ne opunem. Răzești! Domnul Juriz, explicați, cât noi putem să ne opunem? Pentru că, practic, noi încălcăm legea. Dacă să luăm inițial, noi practic încălcăm. Care lege? Care lege? Ești hotărârea judecății care trebuie să ne opunem. Stimați prezent în sală, vă rog frumos, liniște. Noi suntem calmi, nu? Lasă, dai, domnul Juriz, tălmăcire. Cât noi putem să ne opunem? Noi putem să ne opunem. Tot legislativul, până la cap. Domn Cazac, dar mai departe ce facem? Un răspuns?
Se execută, da? Nu prea schimbarea executării. Executarea executură poate să vă dau. Deci asta de că... Deci schimbarea executării. Da, e vorba... Deci, stimați colegi, proiect de decizie 1/15 nu a fost votat. Nu a fost votat. Și proiect de decizie 1/16. Stimați colegi, proiect de decizie 1/16. Se izvinește terenul client pe care este amplasat construcția proprietății privată CPF Traian SRL, amplasat pe adresa strada Grenoblă, Școdul, cod cadastral, conform planului geometric, anexa numărul 1. Primăria Roșcu Codu va perfecta contractul de vânzare teren la teren, care este amplasat construcția proprietății privată CPF Traian SRL, amplasat pe adresa strada Grenoblă, Școdul, cod cadastral, conform bordereului de calcul, anexa numărul 1. Anexa numărul 1, planul cadastral, anexa numărul 2. Stimați colegi, poftim. Domnul Mai departe aici, este încă o interesantă decizie care a fost discutată la comisia juridică, cine a participat la ședință, dar cine nu a vrut a ieșit de la ședință. Foarte interesant, din 3 decembrie. Adică mulți s-au întrebat cum va fi hotărât întrebarea dacă nu votăm. Iată ce o primi, și la ce s-o gândit divinie. Adică se schimbă modul de executare a hotărârii judecătorești, emisă de judecătorie centru, Шку. Це облігає примарія орашу Кодру, де прийми сума де 2.253.000 в конту вензері теренулої аферент, конструкції проприєтати приватний код кадастрал, шатета. Шатека дін тупа трансмітеря сумі, енкієря жудикаторяска, енкауза сервєшти дреб тимей пентру регістрарі дребтулу де проприєтати асупра теренулої ампласати adresa orașul Codru, Grenoble, cod cadastral și atât. Iată, poftim. Fără noi, deja știu că noi nu votăm talvaria aceasta, suntem împotrivă, și da, poftim ce e o emis. Bine, doamne colesnic, 3 minute au utilizat. Cum să nu, ne adresăm domn la procuratură, să vadă domn din ce cauză și cum să trece. Doamne colesnic, 3 minute s-au utilizat deja. Domnul Gozin, vă rog. La procuratură sau de este peste la procuratură. Nu, deci este legal, asta e conform legii. Dar este cu atâta judecății. Eu vreau să vedeți, cred că la mai mulți au venit un proces verbal, de la executor judecătorie, în care spune, proces verbal cu privire la contravenții, și în care constată că persoana cu funcție de răspundere, Gozin Vecislav, consilier, oraș Codru, pe dată cu tare, în privință la dosarul Traian, a comis, prin acțiune sau inacțiune, neexecutarea hotărârii judecătoriești, îndată și ieșe, și poate fi tras la răspundere. Adică, nimeni sau ceva. Deci că e transmis în judecat. Da, și e transmis în judecat, deja e în judecat. Și nu știu, mâine pot să mă adresez cu un moment de 6.000. Deci e că, nu votez, știm cum mă apăsă. Este realitatea. Părere. Eu pot să votez și nu primesc nimeni. Ce s-a părere? Este legica, e formulat. Domnul Gozin, domnul Svărăc. Domnul Părere, vreau să spuneți că asta e părerea noastră. Dar dacă țin de documentat și privit la legii, legea spune așa că o hotărâre judecătorească trebuiește executată, mai ales dacă ești obligat să o somați prin procedura de executare. Prima dată e o amendă, a doua oară e amendă și pentru neexecutare, pentru a treia oară, se citează dosar penal. Asta conform legii. Noi ne-am întâlnit la ședință și speriem unul pe altul. Noi trebuie să hotărâm. Noi nu ne-am venit să speriem unul pe altul. Problema e discuție cu autorități, judecația să vâră în
Legea trebuie să pupșe o cară. Domnul Băbașa. Trebuie să fie meritat cu mine. Pe aici hotărâri mai e. Domnul Băbașa. Vreau să primim în acel rote cuvântul. Judecătorul respectiv, el că nu primit hotărâri, nu a indicat cât să fie eliberat. Unde scrie în hotărâri judecătorii? Cât băbăt să fie eliberat? Dumneavoastră aveți o propunere cât să-i dă? Noi am vorbit la comisie 400 conform legislației. Așa am vorbit la comisie. Da. Dar aici în hotărâre e pus un hectar, 77. Păi, dar în decizia judecății este stipulat un hectar și atâta câte nu? Nu e stipulat. Nu e stipulat. Uitați-vă bine, studiați dacă vreți să sunteți juriști. Bine, noi pasul inițiativă și noi o votăm. Cu care inițiativă? Inițiativă noi am primit noi odată la comisie, am hotărât, să conform articolul 11 din codul funiciar, îi dăm 400, așa? Domnul jurist, domnul Băbașa, stimați colegi, tema iulie, dar nu hiptar și șapte. Eu să pun votul în proiect decizii 1 bară 16. Mai sunt păreri, stați o leac, nu monopolizați discuția, nu păceți teatrului să joc care bară jasă. Eu mă uit în proiectul ăsta decizii și cu activă să vedem. Este avizul comisiei funciare, dacă nu mă greșesc, din 24 iulie 2020, clar este menționat, 420 de metri pătrat, construcția care este existent și înregistrată la OCD. Dar de ce în proiectul decizii apară să dăm conform proiectul planului geometric, anexa numărul 1? În decizie este menționată de curtea de apel. Stați, domnul Canișev, eu 3 minute n-am vorbit. Stați, ulea. Nu este menționat area concretă. Și foarte bine că văd că s-a mai trezit și unul simt. Poate cineva recunoaște public sau cine nu, dar a fost cu toată altă atmosferă în susținerea proiectului dat. Și am o întrebare pe domnul secretar, sau cine poate să-mi răspundă. La data de 22 septembrie 2010 a fost aprobată o decizie unde spațiul, unde este amplasat stadionul, să fie area protejată. De ce până în ziua de astăzi nu este înregistrată decizia în cauză la OCD? Ne apare întrebare. Nu vreau să vin cu ibinuit asupra cuiva. Dar de ce? Paradoxal. Domnul primar, vreau să discut la chestia asta. Domnul Cune, dumneavoastră ați fost consilier Consiliul Precedent. Unde dumneavoastră cu domnul Popușoi a scos 27 de ari în parcul ăsta și l-ați pus la licitație. Dumneavoastră n-ați atunci, n-ați cu domnul Mazur, n-ați dus până la urmă, că erați echipa care votați, să duceți toate parcurile astea, să întăriți la Consiliu, că aveți majoritatea comunistă și cine erați acolo. Deci eu vreau să dau un răspuns, stimați colegi, onorată asistență. Deci a venit un grup de indivizi cu niște anunțuri pe case, să vă aduc în eroare. Deci cei care au făcut niște probleme în orașul ăsta și acum zdrăguți, asta să spunem pe urmă, deci noi avem informație totală ce s-a făcut în codru și ați vădăm dacă dumneavoastră să vă apropiați. Deci este stipulat în hotărârea de judecată. Proiectul de decizie s-a formulat că eu sunt cel care sunt, răspund de ordine de zi. Și nu cum zice domnul Popar, ce-a socurnic 4 ani, este hotărât judecat unde e spus. Unde e spus? Că eu răspund, domnul Popartea, deci, de legalitatea proiectului decizii, unde este stipulat, se obligă de a înstrăina pământul adiacent a unului imobil cu numărul cutare. De ce? Nu aduceți în eroare presa, nu aduceți în eroare oamenii care ați invitat aici să vă arătați cât de buni sunteți. Domnul Curic, dumneavoastră, Matali, ești președintele Comisiei Juridice și, Matali, vorbesc cu un cuvânt de tractorist. Ce spuneți dumneavoastră, 4 sau 2 sau 3, când acolo e stipulat în domnul Teanu, eu n-am cumpărat diploma de jurist în comparație cu altul. Nu știu, ce vreau să schid detalii. N-am spus ce-am cumpărat. În campanie electorală ați fost primul luptător pentru stadionul în casă. Eu nu zic nimic, dumneavoastră a spus-o pe ordinea de zi. Dar de ce careva membri din echipa dumneavoastră vin cu tratativi și cu propune? Haideți poate să recunoască, deci, nu vreau spune. Eu nu știu dacă dumneavoastră deja, eu n-am nicio echipă. Și cuvinteți cu învinuiri pe mine, domnul Corniș. Și cuvinte de tractorist, n-am cumpărat diploma, domn primar. Domn primar, părădim cu altcineva. Domn Corniș, eu vă dau o întrebare, recunoască te surit. Eu m-am cu consilier, și să în comisie plăceară, care sunt obligațiile mele? Eu am voie să votez sau n-am voie să votez? Mi-a spus că eu n-am voie să votez, da? Deci, aș primi și dumneavoastră. Bine, dacă mergem la polemici, deci domnule primar. Dacă îmi permiteți. Eu vă permit, poftim. Dar eu vă primește că nu trebuie să votez. Sau votul meu nu înseamnă nimic, așa?
Dumneavoastră aveți dreptul. Dați-mi voie. Deci dumneavoastră se expune la comisia funciară niște cereri de mersuri care dumneavoastră dați negativ, pozitiv sau spuneți cât se privatizează sau cât se dă în procent. Dar ordinea de zi e semnată de primar. Și legalitatea ordinii de zi, asta e primarul. Domnul Poparcea, citiți legea. Domnule primar. Domnul Poparcea, vă frumos. Eu vă rog, aici nu-i dictat, vă lămuresc încă o dată. Da, eu vă lămuresc încă o dată. Dar nu suntem la atât, domnul Poparcea. Nu suntem la domnule președinte. Dați-mi voie, nu-i închiriți gură. Dar n-ați ridicat mâna în primul rând. Eu vă repet, că eu vreau să fiți clar înțeles. Fiți clar înțeles. Eu votez legitim, pentru că articolul 11 din codul judiciar spune că se eliberează de la 4 până la 7 soți, știți legea? Pentru familie nouă formată. Pentru familie nouă formată și restul. Și la momentul meu, dumneavoastră spuneți că trebuie să votez un ghitar 7. Eu mă repet o dată. Păi este cu dreptul de gata, poftim, puneți o discuție. Puneți o discuție. Dar eu am părerea mea, Vreau să declar pur și simplu că în codul, dacă luăm toate, dacă luăm istoria, sistematizăm. Uitați-vă, dacă luăm 20-30 de ani în urmă, parcul respectiv, sunteți copii acolo. Era într-adevăr parc care era unul de exemplu în oraș. Și ce s-a făcut? S-a distrus! S-a distrus! Întrebați echipa care a fost și a votat chestiunea asta. Domnul Cisleșe Băta! Domnul Cisleșe Băta! Eu Băta ți-a expus cineva ceva am făcut. Eu până acum nu am fost consilier. Mine mă doare sufletul și spate. Autorizația de construcție, spuneți-vă, cine este legea? Eu mă spun pentru mine, știți mine. Și colega dumneavoastră a fost. Domnul Poparcea, este un președent de altă natură. Cum se execut hotărârile de către? Noi cunoaștem ce sistem de către zăiem. Avem un președent în municipiu, în spatele preturii centru, a fost un stadion tăi frumusesc, unde jucau copiii. În spatele preturii centru, în spatele la unde este sediul Partidului Comunistului Moldova. Tot prin judecate. Și acolo, domnul Poparcea, ca replică. Dumneavoastră ați adus aici camera să tot. Vă dau un precedent. Cum se execută la noi nu începeți alte probleme. Nu, de ce începeți noastre probleme de Partidul Comunist? Păi asta, subiectul respectiv. Domnul Poparcea, așa se fură la noi. Da, domnul Nicolae. Stimați colegi, eu o minută, că nu reținut. Vreau să spun prin cedula asta care a fost împrăștiată prin Schinoasa, se prefigurează două tabere, intenționat aduse în coace. Pentru că eu mă simt unul din astea 12 consilieri. Domnul Nicolae, сказали, что за провокация. Давайте пойдём. Ты ему корёк, где ты тренируешь? Я у нас есть номинализатор. Еще вопрос номинализатор. Deci, am presimțirea că tot ești din Consiliu făcută anume de a ne îndrumi mai mult. Ei o vorbă, pentru că noi suntem colegi până la urmă. N-a făcut-o nimic. De poate voi era. N-a făcut-o nimic. Stimați colegi. Ia venit de ce? Mă rog, nu. Deci, stimați, domnul Poparcea. Întrebarea este, domnul Nicolae. Domnul Poparcea. Întrebarea este, eu pot să dau răspuns poate noastre sau altă tabără care... Lasă, domnul Poparcea. Și ce am urmat? Domnul Poparcea. Voi dispeciar, că în afaceri public... Stimați colegi, închidem dispare, domnul Nicolae. Să vorbim, domnul Nicolae. Și voi fișim. Opinia separată a fost la dosarul care a fost demis în 2009 cu Traian. Și nu toți judecătorii au pus capul și au votat. Dar unul din prânșei a scris toată echipa cum a fost
1996, încă, nu, 1998, când a fost terenul ăsta are protejată, spațiul verd, cum se cade. Și mai departe, ce e scris aici, nu vreau toată să o dau citire, că e prea lung, și aici e scris. Adică, de cum el consideră? Că KFB Traian poate pretinde numai la încheierea contractului de locațiune și nu de arendă. Așa, în primul rând. Ceea ce a fost impus primarul atunci, a fost prin hotărârea judecății, a fost impus să încheie contractul ăsta de arendă. Și mai departe, ce, mai multe. În opinia mea, atât prima instanță, cât și instanța de recurs, au aplicat eronat normele de drept material și ca rezultat au pronunțat o hotărâre ilegală, neîntemeiată. Au dat câștig pe cauză KFP Traian, încălcând astfel dreptul de proprietate al Consiliului Orașului Codru asupra terenului sus menționat, fapt ce constituie o vădită valoare, violare al articolului numărul 1 din protocolul numărul 1 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și, și libertăților fundamentale. Iată așa este scris aici. Și noi avem temei și ne adresăm și la procuratură și peste tot. Stimați colegi, supun votului proiect de decizie 1/16. Cine este proiectul dat, putem vota? Cine este împotrivă? Господа канцлера, я предлагаю. Cine s-a abținut? Голосовать. 4 сотки, на чём стоит фундамент, то есть покупка 4 сотки. И выйти с протестами в центр города. Ничего, там мы сделали специально предложение. Предоговор. Все купленные судьи, это уже не... То есть, на собственно... Стимат, коллеги, проект лечить 1/16, но аккумулятор что-то уже есть 20. Сколько предлагают? 300 тысяч консилер собственно. Если не ошибаюсь, 2 тысячи каждого? То есть, мы что говорим? Ну, вот как. Ну и на память под тобой. Да, какая солнце одна, дама? Какая солнце одна? Пойди парк спать. Как ты поджигал, так и примарий за гектар земли. Свою семью выдержишь. Что ты предлагаешь? Doamna Coleșnic, vă rog frumos. Dar să protestăm toți împreună, nu numai partidul de la partidul. Doamna Coleșnic, vă rog frumos. Stimați colegi, supun votului proiect decizie înaintat. Stimați colegi, liniște, vă rog. Proiect decizie inclus suplimentar vor de zi înaintat de Roșca. Cu... 11 semnători. Domnul Roșca, vă rog frumos. Spre decizie. Domnule. Privire la aprobarea listei bunurilor proprietate în stat public și locale nepasibil de privatizare cu statutul spațiului verzi de folosință generală, în conformitate cu articolul 9, alinatul 2, litera D, articolul 12, litera B, articolul 13, alinatul 1, litera E al legii Republicii Moldova numărul 121 din 04-05-2007 privind administrarea și deetizarea proprietății publice, articolul 6, alinatul 1, articolul 10, litera A și litera D al legii 591 din 23-09-1999 privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, articolul 47 și articolul 60 a codului funciar, articolul 5, alinatul 1 al legii 91 din 05-04-2007 privind terenul proprietate publică și delimitarea lor, articolul 75, alineatul 2, al legii Republicii Moldova, numărul 436, din 28-12-2006, privind administrația publică locală, Consiliul Rășnesc Codru decide. Aproba lista bunurilor proprietate administrației publice locale nepasibile de privatizare, care include spațiile verzi de folosință generală conform anexei. A forma și a înregistrat terenuri menționate în anexa, în anexă la OCT Chișinău 1, după administrarea publică locală, cu modul de folosință amenajat. Se solicită oficiului cadastral teritorial Chișinău 1 să înregistreze în registrul bunurilor imobile după administrația publică locală terenurile formate specificate în anexa la prezentă decizie conform destinații indicate. Să opereze modificări registrul bunurilor imobile privind terenurile anterior, privind terenurile înregistrate anterior. Primarul orașului Codru, domnul Vadim Rumuteanu, va asigura executarea prevederilor prezente decizii. Se dau citire întregi anexe? Da, da, vreau. Da. Anexa numărul 1 al deciziei 1 fracție 17, îmi pare, da? Da, 17. Din 24 ianuarie 2013. Lista bunurilor proprietate a primăriei orașului Codru nepasibile de privatizare cu statutul spațiu verzi de folosință generală. Adresa, spațiu verzi de folosință generală. Adresa, strada Grenoble, strada Costijeni, parc public, scoar Codru. 5 întreg 69
5369 amenajat decizia Consiliului. Ca lumea să știe, în preînțeleg. Stadionul este inclus în area asta? Stadionul este inclus, eu cred, trebuie să cele știe în cadastru. Nu? Dar ce mai citesc? Este doar decizie din 2010, știu. Dar este. Nu pot abrogată și din 2010. Aici este menționat note. Numărul cadastral 01312427, decizie Consiliului Orășenesc Codru 2 fracție 49 din 20.04.2010. Mai departe, punctul numărul 2, Grenoble 136, Pădurii Parc, Cici Întreg 5, destinație amenajat. Strada Grenoble 136, Pădurii Parc, 2-63, destinație amenajat. Strada Grenoble 136, Pădurii Parc, 7-603, destinație amenajat. V-am dat 4 întregi decizii și anexe. Poți fi inclus și stadion, codul cadastral, care la este un proiect de decizie. Stadionul este... În hotărâre nu este inclus stadion, este inclus... Terenul care a amplasat stadionul. Corect. Terenul care este amplasat construcția. Și pe stadionul a fost? Nu. 400, nici 4. Vă rog să impuneți stadionul. Poate să dă cadastru o explicație dacă el a fost inclus. Poate el și inclus. Ilegal îți putem SSR-le care să fie. Curietă la vot, curietă la vot. Stați fi inclus. Nu știu cum de nicurile din cazare dacă s-a fără niciun litigiu. Da, e nu știu dacă noi avem drept. Domnul Juliu, domnul Roșca, vă rog frumos, puteți comenta situația. Dacă este litigiu, noi putem să expunem votului acordarea statutului de parc public care protejată la terenul respectiv. La moment nu există o hotărâre. Există hotărâre judecătorească revocabilă, s-a dispus schimbarea modului de executare asupra ei hotărârii respective. Este contestată. Contestată, da? Da, este contestată. Dar ce spune ordinul de zile, dacă e contestată? Se pune alte terenuri, domnul Poparce, alte parcuri care să nu fie privatizate ilegal. Ilegal. Cele 5 hectare jumate care au fost luate iarăși de precedentul primar de state, toți prezentele date. Deci vă spun că... Bine, punem la vot. Stimați colegi, mai sunt propune la proiectul respectiv? De a include stadion, deoarece decizia din 2010, 6/28. Deci, poziția mea juridică, domn președinte, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Deci v-a tămăcit deja juristul. Deci unii consilieri fac anume, pun piedici ca să nu... S-a discutat tot de cei care fac chestiunea dată, cei mai buni care au adus oamenii aici, ca să pună mâna pe acest teren. Deci, da, vedeți-vă, domnul Cornel. Deci de aceea, eu vă spun un lucru, deci s-a pus acest teren pădure ca să nu îl ieie prin niște hotărâri de judecată. Este unea dată cu terenul de fotbal. Deci, nu, părerea mea, că nu e ilegală ca să pun. Deci azi voi tărgânați chestiunea dată ca să nu emitem decizia ta, ca să contravine legislația în vigoare, ca să nu putem la OCT să o înregistrăm. Domnul Roșca, eu corect spun? Corect. Nu în altul legislat nici ce mai rămas. Da, domnul. Domnul Poparce, vă rog frumos, ridicați mâna în dreptul ăla. Dacă nu bărbat, nu-i normal să-ți spuneți. Domnul Poparce, vă rog, ridicați mâna pentru bărbat. Cu echipa împreună, eu vă spun cinstit. Eu sunt numărător operativ și cunosc mai mult. Domnul Poparce. Nu vreau să declar acum, pentru că eu azi declar și știu cum să declar și știu cu dovezi, cu pildă, să fie clar. Dar nu ar trebui insultați că... Comuniștii v-am învățat la copii, știți, să vă dați fiind serios. Și posibil, domnul, să vă rog. Noi, dacă nu înțelegeți, domnul Corin, dacă noi trebuie să zicem că ultima propoziție din această listă... Noi ce la listă, ce nu putem înregistra? Adică să fie tărăgănată și listă asta. Poate, dacă poate pus separat. Poate pus separat, da, pentru că listă, da? E separat construcția. Nu e separat construcția. Nu pune de masă, fi o pătrăi și o rată. Ideți înaintați propunerea voastră. Mai sunt întrebări la proiectul dat respectiv. Stimați colegi, supun votului predecizii propus de către Roșca și cu însemnături. Cine este pentru prezentat cum te votați? Stai, dar cu modificări. Aparte. Cine-i pentru, să spuneți?
20. Toți. Unanim. Armonie totală. Împotrive. Abțineri. Zicem fiche mâine. Сегодняшнего дня будем всегда. Финита ля комедия. Никите Шениц. Стимати колеги, кожен з пропусів при екзаменарі для консилу де астаз, а фості поїздати. Чи не сте пентру ашея з екідім шенця де астаз, потім отаз. Стимати колеги, будеш куда вдежоти? Ну, мы держим, что ты